Doamnelor și domnilor, stimați invitați, bine ați venit la Festivalul Internațional al Dansului, Cântecului și Sportului Popular Turcotătar, ediția 26-a. Să-i mălăm sapurile, să-i mălă gemat, urusară rasă, turc, tatar, halk, oionară, durcule ră, de mili festival ghe, hoșchel tânăs. Acest eveniment este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România, fiind un proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. Defaliet, România, turc, musulman, tatar, la rând, democrat, bârlâgă, em de costenge, il meclisă, de stegâment, tertuplene. În deschiderea evenimentului, dăm cuvântul domnul președinte al Uniunii Democrate a Tătarilor Turcomusulmani din România, domnul Gelile Sergheev. Hoșchel tânăs, bine ați venit! O să încerc să fiu cât mai scurt. Începem cu decernarea unor plachete. Domnul președinte al Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, dar și domnului primar al municipiului Constanța, Virgil Chițac, pentru sprijinul deosebit de care mi l-au acordat în cei 2 ani de când sunt la conducerea destinelor județului nostru și al urbei noastre, pentru sprijinul real care ne-a fost acordat în activitățile noastre și barem cu atât să marcăm și noi momentul cu o mică plachetă și după aceea am dorit ca toate ansamblurile prezente prin reprezentanți să urce pe scenă pentru a primi și ei din partea noastră o diplomă și niște mici cadouri după aceea de ale specifice noastre în nouă tătarilor. Gabi Monea este administratorul executiv al județului, domnul Mihai Lupu lipsește și vreau în numele meu și al dumneavoastră tuturor să-i urez felicitări. Are un eveniment foarte fericit în familie și a trebuit să participe neapărat. A devenit a doua bunic, vă dați seama, e o chestie extraordinară. Chiar să-l aplaudăm că și a fost trimis numărul 2 din Consiliul Județean, care la fel este un prieten foarte bun și mulțumesc mult că a venit, domnul Gabi Monea și de asemenea domnul primar Virgil Chițac, care este în carne și oasă, după cum vedeți. Domnul președinte Mihai Lupu. Iar aceasta este pentru domnul primar Virgil Chițac. Să sperăm că vor da bine birourile noastre. Bună seara! Îmi revine onoarea de a vă adresa salutul și recunoștința domnului președinte Mihai Lupu, organizatorilor și invitațiilor acestuia pentru acest frumos regal al folclorului turco-tătar. Vă mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit, prieteni tătari și români, români și tătari, dragi prieteni din toate colțurile Dobrogei, din Constanța. Ca de fiecare dată când particip la evenimentele organizate de dumneavoastră, și particip des, de câte ori am ocazia, și o fac cu foarte multă plăcere, nu pot să nu evoc elogios contribuția etniei dumneavoastră, tătarii, la viața Dobrogei, dar în special la orașului nostru. Indiferent că vorbim de cultură, că vorbim de artă, că vorbim de, știu eu, de sen, de tradiții, comunitatea tătară a dat orașului și regiunii noastre valori. Iar în viața socială a menținut tradiții care sunt vechi, puternice și parcă le-au făcut și pe ale noastre, ale majorității mai colorate. De fiecare dată spun și nu voi obosi să spun că Dobrogea din perspectiva multiconfesionalității, a faptului că există un mix de culturi, lucrul ăsta este o emblemă a Constanței și, dacă vreți, ne singularizează la nivel național și, cred că, și la nivel european. Această diversitate
urcă dintr-o lungă istorie și armonioasă și pașnică a întâlnirilor pașnice dintre diferite și fertile culturi aici în Constanța. Celebrăm astăzi un proiect cultural organizat adevărat și cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, ceea ce este meritoriu. Și celebrăm portul dumneavoastră popular, dansul, cântecul. Eu felicit Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România pentru reluarea acestei tradiții care ține, din câte știu, de 30 de ani, dar în special îi felicit pentru faptul că elaborează și duc la bun sfârșit proiecte culturale bune, grandioase și benefice pentru societatea noastră. Felicit totodată felicit Uniunea pentru faptul că au inclus în festival ansambluri ale altor comunități etnice. Sper din toată inima ta la edițiile viitoare să poată participa și tătarii crimeeni, care trec prin momente deosebite în momentul acesta. Inimile noastre destinul lor tragic face ca inimile noastre să plângă acum. Am putea și vă propun ca să spunem și să trăim, să spunem că acest festival îl dedicăm tătarilor crimeeni, care se luptă pentru identitatea lor culturală chiar cu un imperiu cum este Rusia. Prieteni, să celebrăm împreună frumoasa și mândra noastră comunitate tătară, să celebrăm împreună spiritul toleranței, să celebrăm împreună diversitatea, să celebrăm împreună multiculturalitatea și să sporim cu fiecare zi înțelepciunea noastră comună de a ne tolera, de a ne completa, într-o armonie și diversitate culturală care a făcut mereu din Tomis o cetate a păcii, a armoniei, a diversității și a culturii. Petrecere frumoasă! Aș dori să invit pe scenă și totodată să vi prezint pe cei care au venit astăzi la noi, reprezentanții celorlalte minorități din România. Și începem în ordinea, nu știu, alfabetică, asosivă, ordine aleatorie. Uniunea Bulgară din România, reprezentată de ansamblul Balgarge. Uniunea Sârbilor din România, reprezentant de ansamblul Cut Colo. Uniunea Croaților din România, reprezentantă de ansamblul Karaserska Zora. Este un sport, uitați-vă cu atenție, specific croat, de aceea vine mai greu fata. Deci, vedeți niște lume care poate nu știați. Asociația Macedonilor din România, reprezentant de ansamblul Sonce. Ucrainenii sunt reprezentați de două ansambluri, pentru că ei sunt răspândiți în mai multe locuri ale țării noastre și, după cum știți, ei sunt cei mai apropiați în zilele acestea de noi, de tătari. Ducem împreună mișeria care se întâmplă acum în o parte a Ucrainei. Uniunea Ucrainenilor din România, reprezentată de ansamblul Primăvara din Botoșani și de ansamblul Zadunaiska Sici din Tulcea. Avem astăzi dragi din străinătate, din Turcia, de la Bursa. Prietenul nostru, Mustafa Curtuluș. Ansamblul Haverim al Federației Evreilor din România.
Comunitatea rușilor lipoveni din România este reprezentată de Stele de Mare. Au participat doar la defilare pentru că aveau un alt program în seara asta. Comunitatea elenă din România, reprezentată de 1000 de porumbei. Uniunea Democrată Turcă din România, reprezentată de Genç Umutlar. Frații noștri de aici din Constanța. Asociația Partida Romilor Pro Europa, reprezentată de Prali Pen. Și urmează o parte din ansamblele noastre, cele care vor merge astăzi, care vor intra astăzi pe scenă, din partea UDT-TMR, a noastră, Jean Rencler, Jean Lar, Carasu și Canara. Și, mai afel, formația de mandoline de la Tuzla. Tota noastră. Uitați-vă ce este pe scenă. Eu vă zic că e o poză rară chiar și pentru alte țări. Pentru noi, pentru Dobroge, este tipic, dar acum este și mai frumos. Vedeți alături reprezentanții unor minorități care au în spate unele dintre ele țări care sunt în conflict sau care nu se înțeleg. Aici este însă România, aici este Dobrogea, aici este Constanța, iar noi suntem toți în realitate și într-adevăr frați între noi. Asta este dovada reală de multiculturalitate și de înțelegere etnică. Politicienii mulți trag de mâța de coadă din Constanța, știu foarte mulți care vorbesc toată ziua de etnicitate, de multiculturalism, și nu au făcut niciodată nimic concret. De aceea noi astăzi am ales să premiem conducerea Consiliului Județean Constanța și a Primiriei Constanța pentru prima oară în istoria etniei noastre, a Uniunii noastre, tocmai pentru a sublinia acest lucru. Ne plac și nouă ca tătari mai mult faptele, nu vorbele. S-au bănuit. Filiala Constanța a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmanii România a început înscrierile pentru școala comunitară. Copiii care vor să învețe limba tătară se pot înscrie să participe la aceste cursuri gratuite. Înscrierile se fac la secretariat începând de luni până vineri. Deci dacă vreți să vă perfecționați tătara sau să învățați, de ce nu, tot timpul există un început, da? Haideți să fie acum! Declimă-ți! Așteptăm!